după analiza primului punct, trecem la analiza punctelor 2 și 3 pe ordinea de zi, care l-a solicitat USL-ul, cele referitor la schimbarea vicepreședintelui Consiliului Județean și la alegerea unui nou vicepreședinte a Consiliului Județean. Ne-am consultat, poziția noastră fermă este că dumneavoastră ați acceptat includerea pe ordinea de zi a primului proiect de hotărâre privind referendumul, astfel încât trebuie să-l supuneți la vot. Dacă nu o faceți, vă situați împotriva legii și veți deveni extrem de vulnerabil. Dacă nu o veți face și nu veți supune la vot, considerând că dezbaterea nu înseamnă vot, ceea ce este absolut o ezic să o calific, pentru că nu se poate concepe o dezbatere în Consiliul Județean fără vot, decât doar atunci când se fac informări. Orice dezbatere a unui proiect de hotărâre în Consiliul Județean trebuie să se sfondeze cu un vot. Dacă dumneavoastră, și sunt extrem de calm și nu vreau să jignesc pe nimeni, vă anunț că dacă dumneavoastră nu veți supune la vot, noi ne vom retrage, pentru că, evident, pierdem timpul absolut de prisos la o analiză care este doar teoretică. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă reamintesc că pe ordinea de zi am avut 16 proiecte de hotărâre, repet, proiecte de hotărâre și analiza a 3 solicitări. Totodată vă reamintesc că în cadrul Consiliului Județean există de foarte multe ori informări. De exemplu, domnul Trifan face o informare privitoare la activitatea la ATOC. Cu respectul care vi-l port. Încercați și mai astăzi să nu mai întrerupeți și să respectați faptul doamnei care v-a spus să nu vă mai pierdătați în pauză. Da, doamna, revin și spun că o femeie deosebită, un bun profesor am avut-o și mulțumesc pentru ceea ce m-a învățat. Reamintesc că avem informări ale președintelui ATOP, de exemplu, care nu se supun la vot, ale președintelui Consiliului Județean. Fiecare consilier județean își prezintă raportul de activitate, niciodată nu se supun la vot. Se fac analize, se fac informări, care nu este obligatorie să le susțină la vot. Iar în stenogramă, și o să vă pun la dispoziție cât de rapid, inclusiv partea audio, ca să vedeți ce am spus. Și de două ori am spus analiză. Regret că ați înțeles altceva, regret. Dacă nu se pune la vot, ne retrage. Păi nu pot să încalc ordinea de zi, pentru că la analiză... Deci înțeleg că nu mai doriți să analizăm și celelalte două proiecte de hotărâre. Nu mai doriți să le analizăm. Analiză fără vot este absolut... Deci înțeleg că nu mai doriți să le analizăm. Și celelalte două proiecte. Analizați, domnul președinte, și așa era politica aici și nu era o problemă a Consiliului Județean. Deci ședința nu mai poate continua. 18 limita statutară. Vă reamintesc că am propus și analizat celelalte două puncte, iar cei care au propus nu au mai fost de acord să le analizăm. Astfel încât vă mulțumesc tuturor pentru participare și prefecturii și colegilor Consiliului Județean și vă urez un weekend minunat.